Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți în zodia peștilor sau cu soare, lună, Venus, ascendent în pești pentru aprilie 2019. Am amestecat cărțile. Am văzut la un moment dat temperanța, ceea ce îmi spune că unii dintre voi trebuie să aveți răbdare într-un proces, dar mai înainte de toate trebuie să vă vindecați pentru că, ia uite, am păstrat dovadă, să vă arăt. Din ce amestecam acest set de cărți, ce mi-a apărut? Împăratul și Marele Preot. Evident că o să continui să amestec cărțile, dar vreau să împărtășesc un mesaj cu unii dintre voi. Înainte să vi-l transmit, aș mai avea ceva de adăugat. Unii dintre voi sunteți chemați să meditați la o situație care s-a întâmplat în aprilie anul trecut. Probabil ați început ceva și acum trebuie să terminați. Da? Pentru că v-a mai apărut roata norocului, ceea ce spune schimbare. Schimbare spre bine. Simt că e spre bine. Și dacă vă gândiți bine, descoperiți ce s-a întâmplat în anul 2018 aprilie. Ceva care v-a marcat și v-a întârziat această roată a norocului pentru unii dintre voi. Haideți să vă explic. Cum văd eu cărțile acestea, fără să mai împese de comentariile unora. Fiecare citește din perspectiva lui și să nu uităm că din orice sau orice meserie am avea, cine este apt să înțeleagă un lucru, îl înțelege. Că putem vedea lucrurile din perspective diferite și asta ne îmbogățește viziunea. Dacă voi vedeți cărțile altfel, foarte bine. Dacă eu le văd într-un fel, foarte bine. Important este pentru unii care au tendința de a găsi lucruri negative, chiar și în cărțile pozitive. Interesant ar fi să mai citească despre legea atracției, despre puterea de materializare a cuvintelor pe care le scriu și a gândurilor pe care le transmit și să învețe că dacă nu le merge bine, este din cauza că nu gândesc pozitiv. Asta e un mesaj pentru cei, nu neapărat în zodia peștilor, în alte zodii care au încercat să, evident, să schimbe vibrația acestui canal, că întotdeauna există invidioși. Acum să vorbim despre acest împărat și mare preot. Că s-a întâmplat în aprilie anul trecut, că se întâmplă în aprilie și în mai, acum observ, în aprilie anul acesta și în mai, rămâne de discutat. Unii dintre voi aveți de-a face cu un împărat și cu un mare preot. Dar ce este în spatele împăratului? Împăratul încearcă să se echilibreze și să își ia, eventual să se lupte pentru o a doua șansă în relația cu dumneavoastră. Da, poate au fost căsătoriți, poate s-au concentrat prea mult pe bani și din acest motiv nu au primit oferta voastră? E posibil. E posibil să stea într-o relație, să fi stat într-o relație sau într-un tipar mental foarte restrictiv, 4 de monede. Este posibil și asta. Să încerce să manifeste puterea doar din perspectivă materială și totuși își doresc această a doua șansă să-și asculte sufletul, chemarea interioară, să se echilibreze și să se controleze. Este foarte posibil ca acest împărat să fie și o latură a voastră. Să nu uităm că dacă nu mă credeți, puteți să căutați și pe alte site-uri, puteți să o ascultați și pe doamna Edith Cadar. Vorbește foarte frumos despre legăturile karmice și despre legea celei 7 oglinzi, de ce atragem anumite relații în viața noastră și cum ne oglindim în fiecare relație. Dacă acest împărat a existat în viața voastră, există în viața voastră și acum încearcă să echilibreze lucrurile, să-și ia a doua șansă, poate există și ceva din dumneavoastră care încearcă să preia controlul asupra vieții voastre, adică voi să deveniți împărații voștri, să vă echilibrați viața și să vă ascultați chemarea interioară. Pe de o parte,
pe lângă împărat, semnul berbecului sau al taurului, mai avem clar un semnul taurului. O persoană spirituală, religioasă sau pur și simplu o persoană de autoritate, dar care e supusă multor reguli. Și ce se întâmplă când ai prea multe reguli? Deja manifesti toxicitate. Interesant este că, deși este o persoană așa zis spirituală, în spate are un diavol. Poate e într-o relație toxică cu cineva și își dorește, pentru că asta simt în acest moment, asta spun, își dorește, s-ar putea această persoană să-și dorească întâlnirea cu voi, că voi sunteți semn de apă, simte că le aduceți multă bucurie, poate simte că sunteți foarte conectați, da, șase de cupe, poate simte o conexiune dintr-o altă viață cu voi, simte această legătură într-un mod foarte profund, că doar e spiritual și da, știe că sunteți singuri, că sunteți în principiu bine, dar simte că veniți dintr-o altă viață, că ați mai fost împreună într-o altă viață, prezența voastră îi aduce multă bucurie și dacă cumva încearcă să gândească sau să materializeze o relație cu voi, s-ar putea să intre în acest trio care nu știm unde va duce. Deja are în spate o relație toxică. Este legat într-un fel de cineva. Este legat, deși se poate dezlega, pentru că știe cum, prin rugăciune, prin multe tehnici. Poate are un capricorn în spate, obsedat de bani, de sex, de alte, eu știu ce, prostii, da? Care îi perturbă energiile bune. Totuși, în esență, acest om este fain. Are căutări spirituale, da? Dar în spate are un diavol. Este posibil să aibă adicții. Este posibil să se mai ducă și cu alte persoane, dar simt că mesajul principal era că în spate are o relație toxică și și-ar dori să iasă din această relație în preajma voastră cu voi. Rămâne de văzut ce va mai ieși. Am simțit necesar, a sărit o carte, am simțit necesar să vă transmit acest mesaj. A mai sărit o altă carte, ia să vedem. Puterea și șapte de bâte. Cred că în aprilie vă începe să vă regăsiți puterea și să luptați pentru ceva. Cred că pentru a vă păstra o stare de o victorie, o persoană în viață, poate o persoană în zodia leului sau o persoană în zodia leului ar vrea să lupte pentru dumneavoastră, rămâne de văzut. Ce și cum întotdeauna există față verso, stânga dreapta, da? Să nu uităm. Cine uită, să-i fie de bine. Acum, să tăiem cărțile. Ne-am amestecat, vedeți în fața voastră, pești, aprilie 2019. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Să tai și aceste cărți. Le mai amestec o dată, să fiți martori. Ia uite, magicianul, cineva vrea să manifeste. Ia, ce frumos, îmi place când sare așa ca nebunele. Să manifeste roata norocului, să vă schimbați viața. Este semnul lui Jupiter. Să vă schimbați viața, să vă dați a doua șansă către ceva frumos. Către ceva frumos. Îmi place. Ok. Și totul să le amestec, nici nu mai știu dacă am reușit să le am. Bat încă o dată. Da, pierd mai mult timp, dar să vedeți că le fac în fața voastră. Și acum pe acestea. Aici am văzut temperanța la un moment dat. Am zis, poate unii aveți de-a face cu un săgetător sau prin spiritualitate vă vindecați, vă conectați, e că-i post, vă duceți la biserică, vă rugați, vă spălați, ia uite, marele preot. Cred că unele dintre voi aveți de-a face cu o persoană născută în semnul taurului. Haideți să vedem cărțile. Am spus că luna aceasta facem altfel. Acesta este trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat
locaje și susținători, fani. La fel aici. Ce frumos! Ce frumos! Vă doresc toată dragostea din lume. Știu că meritați. Știu că meritați. Ok. Evident, marele preot, l-am văzut deja. L-am văzut deja. Turnul. O schimbare, ceva, un șoc, un electroșoc. Asul de foc, o persoană născută în semnul focului, vă transformă viața, vă trăznește, vă readuce și pentru că e marele preot, vă trezește la o către o direcție spirituală interesantă. Poate unii dintre ei apar ca un trăsnet în viața voastră și dacă trăsnetul poate să distrugă ceva, după această distrugere apare reconstrucția de lungă durată care duce către o angajare. Da? Commitment. Așa se zice în engleză. Angajare, contract. În fine. Hai să vedem cărțile. Trecutul. Apropiat. Diavolul. Cine a avut? Racul a avut. Racul a avut diavolul, asul de spade și încă ceva. 10 de monede, da? Diavolul, 5 de băte și cavalerul de băte. În trecut ați avut de-a face cu cineva toxic, că doar am transmis un mesaj, mai transmit altul. Poate să fie capricorn, mai mult sau mai puțin. O persoană care în legătură cu ei trebuia să fiți tot timpul într-o stare de competiție, de conflict. Pe de-o parte, ei cred că e posibil să fi fost semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Avem marele playboy, marele aventurier. Este posibil ei să intre, să fii intrat, să fii ieșit în viața voastră, așa, după cum bate vântul, da? Și să dorească nu doar competiție, 5 de bâte poate să reprezinte și un joc, un antrenament, să-și dorească mai degrabă să se joace cu voi. Ei, și această atitudine a devenit toxică. Poate, pentru că avem marele aventurier, avem și jocul sau competiția, poate să fi dorit să fi avut o relație pur fizică cu voi, să vă fi văzut niște potențiali parteneri mai degrabă de distracție. Și totuși ați lăsat în urmă. Ați lăsat în urmă. Doamne ajută! În prezent. Le-am cam săpăcit să le așez un pic. În prezent. Peștișor, peștișor. Spirit of child. Invers. Am mai fost la cineva invers. Va sub de energie această persoană. Va sub de energie. Cred că v-a întristat așa de mult să fiți văzuți. Cred că unii dintre voi, sau bărbați, femei, nu contează, ați conștientizat că persoana aceasta v-a văzut ca pe un mai degrabă obiect sexual și nu un om. Un om cu suflet și mai ales cu un suflet profund, cum sunteți de obicei. Vorbim de bâte. Bâtele sunt pasionale, dar uneori creative, dar uneori sunt pur sexuale. Asta e adevărul. Poate competiția cu ei, poate ați încercat să fiți prezenți de fiecare dată când veneau în viața voastră.
și să vă luptați, v-ați lupta cu voi înșivă, să nu renunțați la relație. Poate această situație a devenit toxică tocmai pentru că v-ați atașat foarte mult de ei, da? Codependență, codependency. V-ați atașat de ei. Dar rămâne în zona trecutului pentru că aveți 10 de spade, 10 de spade, fără să mai comenteze unii și alții, reprezintă încheierea unui ciclu de mari supărări, de mari trădări. După 10 de spade, ce mai urmează? Nimic. Asul de spade, o luați de la capăt. Dar ca să o luați de la capăt, trebuie să reînviați. Seamănă foarte mult cu moartea, 10 de spade. Pentru că această persoană câte săbi are? 10. Imposibil de imaginat, doar într-un desen putem să ne imaginăm această durere. Și totuși, cineva va avea, adică voi veți avea puterea să depășiți durerea asta și să vă scoateți aceste săbii, să renașteți. Pentru că poate această persoană în semnul focului sau poate cineva vărsător, balanță, gemeni, poate au planete în aceste zodii, da? V-a trădat atât de mult cu atitudinea lor jucăușă, cam mult spus, încât ați pierdut multă energie și cei mai grav, cei mai grav, unii dintre voi ați uitat de copilul divin, de copilul interior, da? Este invers, da? E cu capul jos. Se duce la fund. Trebuie să vă ridicați. Trebuie să vă ridicați și să renașteți. Pentru că în momentul în care vă ridicați, puteți să manifestați ceva frumos. Aveți totuși ori, sunt două variante, evident, ori un semn de pământ foarte generos vă ajută, vă susține într-un fel sau altul, financiar, emoțional, o persoană. Nu contează zodia, e o energie pământeană, creativă, abundentă, fertilă. Este aici, apare în acest moment, da? În citirea voastră, în etalarea voastră, să confirme faptul că regina de monede hrănește. E în preajma voastră, în viața voastră, să vă hrănească, să vă susțină. Am spus, emoțional, material. Pentru că regina de monede reprezintă soția, uneori mamă. Și ce își dorește? Avem un iepuraș care reprezintă fertilitatea. Ce își dorește iepurașul? Copil. Da? Își dorește să vă regăsiți copilul interior. Să vă... Ce frumos sunt peștii când, peștișorii când își manifestă acest copil. Da? Își dorește să schimbați un pic cărțile și să ieșiți din această energie. Dacă nu e o persoană, deși eu cred că e o persoană, poate să fie o mamă, o soție, o soră. Am zis, dar dacă nu e o persoană, sunteți voi. Voi, cu ajutorul divin pe care numai peștii la uneori, fără să se supere alte zodii, sunteți a 12-a zodie, sunteți cei mai aproape de divinitate. Și atunci, de undeva de sus, vi se scot săbile și reușiți. Interesant că acum văd copilul ca și când e într-un ou. Dacă nu ați putut să manifestați nimic concret cu această persoană, în această relație de codependență, de toxicitate, cu această persoană puteți să manifestați un copil, să manifestați un proiect frumos. Repet, dacă nu e persoană, divinitatea vă ajută să vă descoperiți această energie fantastică. Regina de monede. În viitorul apropiați aveți. Iau ce frumos! Magicianul, l-am mai văzut mai devreme, nu? L-am văzut. Roata norocului și nebunul. În viitor apropiat, Jupiter, acesta care este în săgetător, în casa voastră a 10, pentru cei cu ascendent, sau pur și simplu.
Jupiterii și planeta voastră vă ajută foarte mult. Este un semn, într-un semn spiritual, într-un semn al călătorilor. Vă doriți, în momentul în care lăsați în urmă aceste dureri, acest diavol, da, acest playboy, aventurier, cavaler ce-o fi, schimbați roata norocului. Lăsați-vă un pic în voia divinității, deschideți-vă sufletul ca să puteți fi divin de caz, că nu degeaba am văzut temperanța, da? Și cred că unii dintre voi veți dori să o luați de la zero, să călătoriți către cineva, să manifestați. 0, 1, de fapt asta înseamnă magicianul 1, da? 0, 1 și roata norocului. Poate cu un semn fix, mai mult sau mai puțin important, vărsător, leu, taur și ce am zis, scorpion, poate, mai mult sau mai puțin. Nebunul își asumă riscul. Pentru că ce are? Pentru că are credință. Are soarele în spate. Are credință. Da, știe că sunt, pe știe că sunt chieter în accidentat. Dar știe că această roata norocului, acest Jupiter, Dumnezeu, e alături de voi. Și vreți să riscați, să călătoriți. Aveți și puritatea asta. Și un prieten drag. Și un prieten apropiat. Nu vă trebuie mult. Câteva haine, credință, ideal și un prieten loial. Și atunci puteți să manifestați. De la nebun vă transformați în magician. Aveți toate instrumentele. Le descoperiți. Înainte să plecați în călătorie, le descoperiți. Luna nouă. Tot am spus, luna nouă aceasta de pe 4 aprilie e foarte importantă. Este foarte importantă. Blocaje. Au fost niște amânări. Sau pur și simplu, această relație toxică care v-a produs atâta suferință a creat o stagnare. Surrender, de exemplu, adesea este similar cu Hangman. A produs o stagnare care v-a blocat această roată a norocului. Este posibil, în aprilie, cineva să vină cu un mesaj de scuze și cu o ofertă, cu un cadou. Și aceasta oarecum să vă blocheze dorința de a o lua de la zero și de a manifesta o nouă realitate, o nouă viață. Să nu vă lăsați păcăliți. Să nu vă lăsați păcăliți pentru că este în poziția blocajelor. Semn de apă, de pământ, mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin. V-ați dorit o relație cu acest om, cu această persoană, că doar de-aia ați devenit oarecum dependenți de ei, dar lăsați în urmă această durere. O luați de la zero, vă rog. Nu vă lăsați distrași. Ce vă susține? Of, ce frumos! Lăsați asul de monede pentru asul de cupe. Adică, dacă vine cineva cu un cadou și câteva scuzișoare, este mai important să primiți această mare dragoste. Și nu doar mare dragoste din partea cuiva, ci și water. Ah, ce frumos! Toate sunt semne de apă. Și dacă nu vă reprezintă pe voi, poate să reprezinte o altă persoană care vă seamănă foarte mult, măcar emoțional. Măcar emoțional. Această lună reprezintă secrete, reprezintă zodia peștelui, a peștilor, aracului sau a scorpionului. Înseamnă într-adevăr frici, coșmaruri, dar mai înseamnă ceva. Pentru că aveți doar semne de apă. Înseamnă că vă conectați la intuiția voastră și începeți să simțiți, poate chiar visați această dragoste care vrea să vină în viața voastră, doar lăsați în urmă acest trecut dureros, toxic. Lăsați în urmă acest trecut. Dragostea e aici. Lăsați-o să se manifeste. Nu se poate manifesta dacă voi stați în această energie, da? Dacă voi vă concentrați pe durere, da? Și în primul rând, dacă nu
Lăsați acest copil divin să se exprime. El este primul care vede dragostea, care prevede semnalele și vi le poate transmite, pentru că e sincer. Deci, asul de cupe înseamnă nu doar o dragoste divină, nu doar o dragoste mare din partea cuiva, o dragoste adevărată, înseamnă și conștiința că trebuie să vă iubiți pe voi înșivă, voi, semn de apă, da, water, peștișorii, trebuie să învățați să vă iubiți pe voi înșivă. Poate o conștientizare în secret, poate o conștientizare la lună plină, la lună nouă, sau pur și simplu, odată, cu fiecare ciclu lunar, descoperiți ceva ce până acum n-ați știut despre voi înșivă. O putere a emoțiilor, o putere specială și mai ales, cum am spus mai devreme, o protecție divină care este în preajma voastră. Ce aveți aici? 3 de băte, 10 de băte. Lăsați în urmă ceva. Regele de cupe. Regele de cupe poate să fie cel ce vrea să vă ofere această dragoste adevărată, puteți fi voi. Oh, vai, dar multă, multă dragoste, ia uite, luna iar, tăiați, tăiați ce este nepotrivit valorii voastre. Valetul de monede, ca și valetul de cupe, poate să reprezinte o ofertă prea mică pentru voi, care ați făcut atâtea sacrificii, tăiați ce nu vă convine. Fiți mai duri, fiți mai sobri. Învățați să spuneți nu și dacă cineva a fost secretos și nu și-a arătat adevărata viață, tăiați-i din viața voastră și mergeți mai departe pentru că dragostea e aproape. Ceva n-a mers bine, că a fost un mariaj, că a fost o relație care s-a manifestat ca o piatră de moară, așa îmi place să zic, da? A târna de voi. Acum vreți să călătoriți. Să, cred că de prin martie vă doriți să călătoriți, vedeți viitorul în depărtare și e mare lucru, mare lucru. Ce mai aveți aici? Îndrăgostiți. Plecați, iar și 3 de băte și 6 de spade reprezintă plecare. Poate v-ați izolat unii dintre voi, regina de cupe, tot semnul peștilor. Poate să fie și alt semn. Da? S-a produs ruptura. V-ați despărțit de acest om, poate materialist. Da? Sau care? Regele de monede, să nu uităm, știu, vor să fie comentarii, nu mă interesează. Regele de monede, printre multe altele, când este într-o... Da, iar, regina, interesant, regina de spade care taie această legătură foarte obositoare cu cineva. Și începe să comunicați la distanță cu o persoană care vă aduce mare bucurie și stabilitate. Stabilitate. Am vrut să spun ceva, dar până la urmă mi-a trecut această dorință de a exprima acel lucru. Probabil că nu trebuia. Cred că această persoană vine în viața voastră într-un mod neașteptat și vă scoate dintr-o stare de izolare. Vă scoate dintr-o stare de izolare și vă ajută să vă detașați mental de ceva ce nu vă apriți și să călătoriți către ce? Către îndrăgostiți. Către sufletul pereche, către sufletul geamă, da? Către această conexiune fantastică care vă umple la nivel sufletesc, spiritual și fizic, intelectual. O legătură care este guvernată de Dumnezeu, este aprobată de divinitate, nu această legătură toxică. Hai să nu mai fac, iar îmi pică cărțile. Carte de oracol, un sfat pentru pești. Vreau frumos un sfat pentru pești, pentru aprilie 2019. Cățelușul meu cred că s-a plictisit.
Un sfat pentru pește joi. Aprilie 2019, soare, luna, venus, ascendent în pești. Un sfat. Cineva plânge după dumneavoastră. Cineva vă cheamă. Acum nu știu exact. Cine vă cheamă? Vă cheamă o persoană care vă iubește foarte mult, este loială dumneavoastră. O știți că nu știți, poate să fie dintr-o altă viață. Poate să... Un sfat pentru peștișori. Vine mai greu, dar va veni cu siguranță un sfat. Cât pe ce? Interesant. Au venit mai multe. Ok. Creative expression. Talk to your angels. Let go. Ce frumos! Lăsați acest diavol în urmă. Lăsați acest diavol în urmă. Lăsați durerile. Let go. Da? Durerile. Creative expression. Poate să fie și manifestarea copilului interior. Dar lăsați-l să renască. În momentul în care lăsați... A apărut și Twin Flame. Wow! Imediat vă arăt. În momentul în care lăsați trecutul, și cum puteți lăsa? V-am zis mai devreme că sunteți înconjurați de îngeri și susținuți de îngeri. Vorbiți cu îngerii voștri. Vă rugați. E post. Țineți post. Rugați-vă. Mergeți la biserică. Cine vrea să meargă. Cine nu face meditații. Conectați-vă. Îngerii sunt aici să vă ghideze. Să vă apere. Puteți să vorbiți cu îngerii voștri și prin activități creative. Că e artă, că e pictură, că e dans, că e muzică, da? Nu contează. Important e să vă exprimați. Sunteți o zodie foarte creativă, doar lăsați în spate ce nu v-a prit. Interesant, un cățeluș. Aveți un prieten. Poate unii dintre voi aveți un cățeluș care vă oferă atâtea vibrații pozitive, nici nu vă puteți închipui câte. Spiritual teacher. Dacă vă ascultați dorințele inimii, puteți să manifestați acest spiritual teacher în viața voastră. O să întâlniți pe cineva, cum am spus mai devreme. Poate este acel mare preot care are în spate un diavol și își dorește să se elibereze de acel diavol. Rămâne de văzut. Poate e altcineva. Poate este această dragoste mare care stă, așteaptă. Așteaptă momentul potrivit să se manifeste în viața voastră. Dar puteți să vă descoperiți și aceste calități dacă vă duceți la niște cursuri, la niște seminarii. Și să vă arăt ce am văzut. Am văzut, da, turnul urmat de flăcările gemene. Cred că unii dintre voi, într-un mod neașteptat, vă veți conecta la sufletul vostru gemen. Poate nu conștientizați toți. Dacă nu v-ați făcut exercițiile spirituale, dacă nu ați investit în evoluția voastră, s-ar putea să nu conștientizați toți cine practică anumite lucruri și lucrează cu sinele său, simte că sufletul geamăn e aproape. Poate să fie acest spiritual teacher, pentru că îl avem pe Marele Preot. Marele Preot este un profesor spiritual și interesant că vine ca un trăsnet, ca un turn. Asta e turnul, da? Un trăsnet care vă dărâmă întreg sistemul după care ați fost obișnuit să acționați, să gândiți,
un sistem mai mult preluat de la cei din jur, nu neapărat autentic. Odată cu această conectare, este foarte posibil să manifestați o nouă viață, o nouă realitate. O să închid acum și voi face și partea a doua, dar deja sunt 30 ceva de minute. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc dragoste, pace, dezvoltare spirituală și da, vă iubesc. Numai bine, la revedere!